tinderețile lor. Și vreau să spun întâmplarea asta care e asta. Când a spune, hai că e gata, începem, Eu-s hai. Gata, eu-s gata. Deci, mă tăiești de la Trinca Iedneț, șapier de Defileu Trinca sau alte... Nu despre Defileu Trinca. Vreau să spun întâmplarea care a fost pe data de 6 septembrie, undeva pe la orele 14 ziua, auzăm ceva, vine o sirenă, s-a auzat, am zis că vine scoroia. Ambulanță. Când am încătat, treci pe la poartă mașina de la poliție cu jafarele și le-a aprins, tot și eu eram în ogradă, dar fiindcă eram cu cubiețele, vezi, eu cu cubiețele astea până mă niște, până încoași încolo, eu am ajuns la poartă, m-am dus și am văzut când am văzut sub canarieica, mergea o mașină înainte, canarieica cu jafarul le-a prinsă și vreo 20 de metri de la mine, de la poartă, s-a oprit mașina și ea, canarieica s-a dus din urma ei, eu am ieșit în drum, șofiorii din canarieică nu se dau jos, dar s-a dat jos șofiorul din mașină. Și nu și-a venit cu hârtiei, s-a dus la cabină, la poliție și i-a întins hârteia și aia în mână și așa l-au luat hârteia și șofiorul s-a întors înapoi și a plecat, știi? Din mers asta a fost. Eu în timp și-a l-am luat și zic, m-am întors înapoi și zic, când cad el canarieica se întoarce și se duce și la noi în centru, și la lângă sportzalul și ala acolo, și de canarieica în centru. Mă duc eu acolo. Când mă duc acolo, am auzit eu că el era o gălăjie acolo, un cetățean din Trinca, Murari Victor Vasilievici, ăsta este cam de seama mea, e de o seama cu mine băiatul ăsta, dar e cu partidul șor. Face gălăjie, când fășefeți și fel de prostii, vorbește una și alta, eu n-am dat cum și tot eram cu ăsta telefon, am dat, zic eu, să-l... Numai nu putem să-l deschid, că nu prindea acolo, ori nu știu, nu era undă, nu era și nu putem să-l fotografiez. Acum eu auzeam că eram vreo 15-20 de metri de la canarieică, doi băieți așa frumoși, de treabă, și l-au oprit pe Murari Vasilie, Victor Vasilievici, ăsta, l-au oprit cu bicicleta, era beat. Dar eu cu dânsul, cu vreo două luni în urmă, l-am înștiințat la poliție, el era tot cu bicicletă, pășe gălăgie în sat și l-au amendat atunci cu 300 de lei pe dânsul, cu două luni în urmă. Acum și ești de și-o stat, a vorbit cu dânsul și eu am auzit, când în timp și ala eu m-am dus în șeșor, m-am aprochet de polițiști, de fața lui, lui Murari, l-am întrebat, s-a făcut voi proces verbal, uitați la omul ăsta și cu dânsul. Dar și ea e cu dânsul, îmi zice nimeni. Vei și cu dânsul, nu vei și cu dânsul, el cu bicicleta, înțelegi, și voi aveți drept să-i faceți proces verbal, că el e beat, înțelegi, grăiește prea mult de toate. Dar el îmi spune, nici ta n-ai treaba aici. Ei ne-am gata, a făcut vorba cu dânsul și-a avut de făcut și Murari a lăsat lisapetul și-a fugit, fără lisapetul. Eu în timp și ala m-am cu dânsul, ei au mai oprit o mașină, un man. Se dă jos de acolo din mașină vine cineva, dacă a oprit, a venit la dâns. Eu eram de dâns și întreb, măi, de ce n-ați făcut voi proces verbal? Și în timp și ala eu sun la poliție ca să-i întrimată de acolo, de la poliție, să-i întrimată. Dacă ei n-au dreptul să facă proces verbal, eu am dat la poliție, am sunat. Când eu sun la poliție, dar el ieși și sună înapoi pe dijurnul de la poliție și începe, îi spune, și treaba ai tu cu mine, adică cu polițistul, eu am spus, băi, dijurnii, sunt doi băieți de la poliție, de la asta, cu canarieica, și ei au vorbit cu Murari, înțelegi. Dar nu i-au făcut proces verbal, cu omul era bat și cu bicicleta. Dar ăsta îi spune la așa, la, că așa îi spune că ei trebuie să-i fac proces verbal. Dar ăsta așa cu un glas mânios, îl sună pe șală înapoi, dar tu cată-ți de treaba ta și șezi la postul tău acolo și nu-ți vrânasul unii, nu, că nu-i șerbi oală, știi? Dar ei au stat tângă și eu aș chiar îl sun iar din nou pe șală și am sunat, ei, trimiteți mașina, trimiteți sectoristul să vii la fața locului cu Murari în centru
Și m-au făcut pe mine că eu sunt bandit, eu, și să nu mă asculte, au auzit poliția ăștia care erau de la Gaie. Și morarul începe a striga de la magazinul și ăla cu este acolo, este un magazin în centru și începe a striga. El a fugit acolo și striga, dar eu eram mai departe, vreo 20 de metri. Și a strigat, nu ascultați pe banditul ăsta, că e din Trinca și ăsta un bandit la mine, mă faci pe mine bandit, băi. Și eu m-am luat și a venit. De la poliție nu ne-au venit în ziua aceea, că când eram mai ceva serioși, nu fost poliție, ei și-a veneau, dar dacă a fost poliție, ei și-a nu a venit. Și vine peste 2 zile la mine să-i dau explicații că eu am făcut înștiințare la poliție. Eu am dat înștiințare, am făcut, înțelegi? Și când de acolo îmi dă răspuns, pe data de 6 am dat înștiințare, pe data de 9 îmi dă răspuns, înțelegi? Că conform legii, articolul numărul 141, noi nu avem dreptul să facem, înțelegi, să-l amendăm, înțelegi, interes. Și am spus, băi băieți, cum tu n-ai dreptul când atunci poliția vine de față și a oprit manușeala, de mașină, noi când oprim la răspunsul ăsta, a oprit un man, vine Da. manușeala, vine de acolo, hazainul care era pe, și îi oprească și unde vă duceți? Și aveți documente, ce ți încoace? Spus că noi nu avem documente, noi ne ducem, avem gruzul nostru și ne ducem să facem cântari la Fetești. Satul Fetești. Dar la noi în sat sunt două cântare care cântăresc până la 100 de toani. Este cântare, sunt la două în sat. Înțelegi. Și așa la spune că se întoarce și unii șafiorul, vine șafiorul. Dacă vine șafiorul, eu am stat de-am de urmă la polițiștii ăștia de la Găiești și întreb, băi, voi, deși nu i-ați făcut proces verbal lui omul ăsta, că eu îți fac plângere pe voi. Ei ne dau, o să duci scade treabă, n-ai treabă, ne ta cu noi și noi nu avem nimic cu băietul și ală, înțelegi? El nu-i beat. Păi dacă nu-i beat, nu-i beat. Dacă eu am chemat poliția, poliția mi-a venit la mine peste 3 zile, așa cu mașina, cu mamă, eu spus că eu mă duc la Fetești să fac, în timp și ala, eu și sui rep din mașină, manul merge înainte, procesul verbal, trebuie să duc în satul Fetești. Știi unii satul Fetești, acolo unde e Alături, da, unde pădure. era pădurea. Nu era pădure și acolo, s-a dus, stă prin Trinca, merge, iese la Crugul și ala, acolo, pe centru, și s-a dus din urma lor că au văzut că ei aveau o încărcătură și nu era nelegal. Eu știu și încărcătură a fost și așa că eu au fugit în rești. Și eu am scris, am sunat la vicecomisar aici, Frumusati este, e venit acum de la Bălți, l-au adus aici, comisariu tot e de la Bălți, numai că e dus în concediu. Și eu rămas Frumusati este, Pavel, aici, vicecomisar și el răspund. Eu îl sun pe vicecomisar în ziua și el s-a scris, ei mă sunt strimat om. El mi-a spus că da, atunci am ascultat și a spus la telefon. Acum ce faci? Ia că eu pot să iau telefonul să-l sun pe dânsul, să audă, auzi, să auzi cum o duc. Și nu-mi răspunde la telefon, dacă s-a auzit. 0 246 296 01. Știi pe de rost numărul comisarilor, a vicecomisarilor din raion? Da, aici comisarul din raion, ia că eu l-am luat numărul, ia că aici sta număr, nu-mi răspunde, de, nu știu, numai acum atunci seara, ziua ne-a răspuns și mai mult gata, eu interzis, mai mult eu nu deschide telefonul. Da, am văzut că ai mai pus pe internet o mașină, un camion cu lemne în sat. Ai mai Alo, aflat stai, de unde? alo? Bună ziua, domnul Frumusati. Bună ziua! Iată, eu acum vorbesc cu niște băieți de la televiziune și v-am sunat dumneavoastră, că am cerut ca ieri trebuie să veniți, am făcut înștiințare la dumneavoastră ca să veniți până la Trinca, la Petrovici. Dar eu nu vin la oameni acasă. Domnul Frumusati, eu nu știu când nu veniți. Eu sunt un om invalid de picioare. Păi eu vă întâlnesc, dar noi nu vizităm persoanele acasă. Dar cum de comisarul a fost de la Iedneț, m-a Păi vizitat, eu nu sunt comisar, vă explicit. dumneavoastră v-ați înscris pe hârtie și ca comisar, Eu v-am dat răspuns. mi-ați dat răspuns. Păi Dar da. nu-i scrie că comisarul acolo. Păi eu v-am explicat. Voi vă l-am răspuns. Eu dacă sunteți de acord cu răspunsul, aveți dreptul să-mi contestați.
Domnul comisar, eu acum am făcut băiet, am rugat, am scris ca dumneavoastră să veniți să vă demonstrez la fața locului cum a fost întâmplarea. A să vii persoanele care se atem scuzător, eu nu se atem scuzător. Dacă lasă vii la fața locului, să facem să demonstrăm. Bun, mulțumesc. Bine că ați răspuns la telefon, mulțumesc. Iată, tu mamuni, eu răspuns la telefon, a strimat el și a fost, ieri a venit sectoristul, materialele și ele le-am spus și le-am scris să vii comisarul, nu a venit, ia că acum azi ne-a răspuns, de dimineață sunt pe ăsta număr telefon, am răspuns, pe mobil, nu ne-a răspuns, ia că nu ne-a răspuns că el nu cunoște, mă tin că telefonul fix, dar dacă aș cunosc telefonul fix, nu o mai suna. Și de ce eu vreau, am vrut aici la material, înțelegeți? Ca să-l fac, ca să văd. Eu să văd că ei au oprit trei accidente au fost. Înseamnă, una a fost cu Canareica, l-a oprit, a alergat în sat cu jarafarul aprins, signalul dat și nu a făcut proces verbal. A doilea, altul cu murariu, proces verbal trebuie să facă, nu a făcut. A treilea, un anul trebuie să facă proces verbal și nu a făcut. De asta, eu am sunat și la Ministerul de Interne, am sunat cu domnul Cernăuțanu să vină la Iedniță, fiindcă asta nu e prima întâmplare la mine. La mine întâmplări sunt multe, dar măsuri nu eu. Ia că vedeți, el mi-a dat răspuns mie că o făcut, dar nu știe, înțelegeți, ce-o cătat Canareica, e dacă a fost, și mi-a spus când am aflat, Canareica nu avea drept să vie în trinca, nu avea marșut, nu avea nimică. Dar ce crezi că au făcut? Ce crezi că au făcut ei când au oprit mașina, ce i-au transmis un document? Ce era acolo, crezi? Băi, nu era niciun document. Așa la mano a spus că el n-are documente, să duci să facă tara și ar să vii înapoi la poliție. Așa i-a spus, duci să facă tara și eu vreau să facă și poliția, el a spus că se duce. În timp și ala și el s-a dus după man. Băieți, deodată și chiar de la asta. Dar prima mașină... Când zici că ai ieșit mata greu. Prima mașină și-a spus că șofiorul, el mergea să dușea, dar din urmă început Canareica cu jafarul le-a prinsă și început, am zis că eu am luat. Ce crezi că s-a întâmplat? Mata ne-ai povestit ce s-a întâmplat, dar și crezi că s-a întâmplat de fapt? De acolo s-a întâmplat, și șofiorul s-a dat jos, a venit și ceva, i-a mânat în mașină și i-a dat drumul, șofiorul și-a plecat. Fără ca să dea poliția jos să facă un proces oricare. Deci a venit șoferul la polițiști, nu polițistul s-a dus la șofer, cum e obligat. Da. Când vii cu girofar, când oprești o mașină în trafic, polițistul trebuie să ducă la ușa, șoferul trebuie să rămână cu mâinile pe volan, să nu se miște nicăieri. Păi, el s-a dat jos și înțelege, este așa de urma lui. Cu poliția, poliția este de urmă în timp și ala șoferul i-a dat hârtia în mână și a avut acolo, eu de știu ce a fost, n-am văzut că nu era aproape, dar se vede cum a fost ceva acolo și el aș face... Cruci se învârtește în loc, acolo se întoarnă, de la mine aici, până aici e tot undeva 50-60 de metri, până la magazin și 50 de metri până la mașină a fost. Se vede totul și face. Înseamnă că aici a fost, eu venit, înțelegi, că la noi vin, poliția vine și face asta, de astea, ca să facă, o aud în tății, ei nu controlează să facă. Să facă un control, să facă procese verbale. Ei au venit că lor le trebuie bani pentru benzină, că spune că poliția nu le dă bani de benzină și lor au asta. De atâta eu am sunat la Cernăuțanu, ea ca sun și sunat și m-a primit, dar secretarul a fost și mi-a spus că ar să vii. Dacă nu ar să vii, nu vin să mă întrebe pe Petroș, vin la poliție, fac și se duc și apoi îmi dau un răspuns. Dau răspunsuri, domnul Petrovici, tot a fost în regulă, tot a fost ok, taman, așa lucrează, înțelegi, mașina. Și mașina aceea cu lemne, ziceai că e protejată? Dar mașina aceea cu lemne, iată, verific, auzi, ne-a spus că sex verific. Mașina azi de lemne de două ori pe săptămână. Așa se încarcă cu lemne, vine foșmă, dar de două ori pe săptămână. Și se vede că stai în lemne verzi. Și eu când am făcut fotografii de cele acolo, am chemat de urgență să vii mașina, vii la poliție, să vii să oprim. Dar în timp și ala el a sunat, când a văzut că eu o filmez, a sunat și i-a spus o mie din loc. Acolo sunt băieți care au legătură și fac cu treaba asta cu băietul ăsta. Este băiet care tot vremea care lemne. Vinde câte 1200 de lei
Sclerometru de lemne, dar să văd că lemnele sunt verzi, lemnele verzi din păduri, de eu știu de unde aduc ei sau când ei stau mai mult și vând acolo. Până în prezent eu n-am răspuns de la dânsul. Ia tot comisarul a spus că ei se verific, dar până se verific acolo ne aduc documente, că el are document, are tot, dar nu-i dă, numai răspunsul îmi dă așa, îmi dă o foaie, îmi dă o foaie așa, de răspuns și îmi dă răspuns că el e tot e normal la dânsul, are document, are casul lui Ion, dar ei nu ne arată nică, nici nu scrie. În răspuns că el numărul la casul lui Ion, numărul tătă facturii și are el și când faci și și dată, când și dată. Asta așa se face la noi, la Nordul Republicii, nu numai în raionul ăsta. Eu am avut comerții și cu raionul Brișeni, și cu raionul din Dondoșeni, și cu Ocnița de unde scară lemne, știți că la Trinca merge lemnele astea. Acum este legătură cu varul, este comisarul Gonța, cum zice, lui Vitalic, ori nu știu cum e. El e plecat tot de la Bălț. Eu pe băieții ăștia îi cunosc de la Bălț. Eu cu Bălț am lucrat, eu acolo am lucrat în Bălț și eu știu poliția cum lucrează în Bălț. Dacă el a lucrat cu șinul lui Plohatniu, că a fost șef acolo, ăștia băieții ăștia și ei care vin. Ei apără interesele hoților și a bandiților. Acum este de la noi Colesnic Victor, care a fost la noi, a fost sectorist, a lucrat cu Rusu Alexandru, comisar. În 2012, comisarul a fost domnul Receanu. Dar ce domnul contează? Nu contează în 2012. Spuneți acum ce se întâmplă în defileu. Ce legătură are Colesnic și cu varul din piatra auzi, din defileu, din aria protejată? Vreau să spun și are și legătură este în defileu. Defileul acum este stopat. Lucrările nu prea merg în defileu, dar am altceva. În Trinca au fost 20 de groci. Este o groapă de var care e pe teritoriul primăriei și primăria nu dorește să o astupi. Groapa și ei de var la acolo funcționa permanent, înțelegi? Fășe când e Toadre, când Vasile, când ei nu erau făcut. Acum s-au stopat până în... Și groapa și ei de var de acolo, în Trinca nu fac var. Dar în Târnova sunt 10 gropi de var. 10, 18 moșeia Târnovi, dar una e pe la fermă, una e pe livadă, aici la, spune că și ea lor au care privatizat acolo locurile și fac și ei câte leacă de vară acolo să duc. Acum el este interzis arderea varului. De când a venit comisarul ăsta Gonța, eu am șerut, înțelegi, că la Târnova s-au apărut documente, că au drept să ardă var și gipsă. Și eu i-am spus lui comisarul, băi băieți, dacă ard var și gipsă, eu vreau să văd documentele și cine le-o dat și le dacă se poate, de el zici că și nu ești mă ta. Băi, eu sunt activist civic și eu duc pentru asta, eu și-am fost cum, decorat. Am fost premiat. Da, dar oricum ești cetățean care inspiră aerul cel așa, dacă ei se apucă să ardă acolo, o trăvești matale, sănătate, ești direct interesat să respecte legile. Vezi cum e, eu lor trebuie să îi dau informații, dar să primesc de la dânsă informații, să vedem documentul și ala, el n-are drept să ne arăte nici documentul și ala. Băi, omul, cum n-are drept? N-are drept. Și acolo ard var, s-au dus Trincani, acolo arzi var, toți ard la Târnova, var acolo. Acolo n-au piatră, acolo n-au lemne, grotile pe teritoriul primăriei Târnova, sunt mijlocul moșiei, unde acolo se poate depus păduri, se poate depus ceva. Nu, aici, care cu mașinile, fac un râs acolo, fac un râs pe teritoriul și ala. Dar de unde crezi că iau piatră? Chiată, Gordinești, Fetești, asta, stătii carierele este aici, care de aici aduc, Fetești și Gordinești. La noi din defileu, din area protejată, nu mai iau, da? Dar păi avem, am zis, la Costel, la Gordinești, e tot este un monument a naturii acolo care este, este, tot se numește la Costel, acolo s-a furat mai mult. De când eu șer de la ecologie și să vie, să mergem, să le arăt, înțelegi, cât s-a furat de acolo, acolo
Poți să spui că cât s-o furat din Trinca, s-o furat și din Gordinești, tot distrus. De la Fetești aduc din cariera și aia. Cariera și aia de la Fetești, Cărieschi, e otrăvit în 1980 și ceva trebuia să fie închisă. Cu fost o ședință când i s-a deschis cariera, trebuie să ia. Cum molozul și ala care a fost tăt pentru a stupi groapa și aia, că dacă un cutremur de pământ să și mare de vreo 6, 7, 8 baluri și satul Fetești a plecat totul încolo. Acum s-a vândut tot molozul și ala. A luat, a vândut molozul, groapa e goală, dar pământ și ala este o groapă nimaipomenită, apasnă, pe, e, cum, e, tare, e, o pericol pastă, ecologic, da. Da, acolo. Oamenii sferește, simt, trebuie satul Fetești pleacă sub pământ cu totul. Deci ar trebui să apară localnici îngrijorați și la Fetești și la Gordinești ca să apere arele protejate, să apere mediul înconjurător, că iată, la Trinca se face ordine pentru că ești mata acolo. Oleg, eu sunt la ecologie, m-am săturat de ecologie, m-am săturat de toate acestea, înțelegi? Că aici e legată, tot măcar că este. Nu se supune. Vedem noi, am ieșit la democrație, fășem totul, dar poliția la noi nu lucrează. Ecologia nu lucrează. Procuratura nu lucrează. Nalogul nu lucrează. Ia că eu am încercat să-i sun pe și la nalogul să vedem ce să spui. Când au aflat că Petrovici este așa și eu i-am pus că ei se simt implicați în socotelile de astea, eu îi știu pe dânsă de la începutul și eu m-am apucat. Eu știu toți care nici nu vreau să vorbească cu mine. Uite, la nalogul am așa nu vreau să ne închid, deschidă nici nimeni telefonul. E asta. Am sunat pe la Bălț, am sunat pe tot locul. Am făcut asta tot. Nimeni nimic. Am făcut care o tăiet la spitalul din Trinca copași, 17 copași de 100 de ani o tăiet. În aprilie 2021, 22, 21, mi se pare, 2021. Am făcut proces, am deschis proces pe primarul de la Trinca că au tăiet copași. Când am dat acolo, am dat la ecologie, am sunat la Bălț la ecologie, nu a dat nimeni voie ca să taie copași. Dar peste patru luni la procurorul din Iedniță a fost dosarul pus să l-a deschid, dar nu l-a deschis, că mai târziu i-a adus hârtie primarul și cine a fost acolo peste 4 luni de zile. Noi am făcut cu aici. Și primarul mai candidează? Mai vrea un mandat? Primarul vrea mandat. Noi am făcut materialul și ala cu Borodache, cu Valentin Borodache, am făcut și am dat acolo și nu era niciun document, nu era nimica. Dar a dat document peste 4 luni de zile și poliția, procuratura au așteptat, le-a dat document de la ecologie, că de-amă le-a dat voie să taie, după ce a tăiat copașii, s-a adus un document fals și a făcut. Și-a dus lemnii. Lemnii le-a dus la arderea varului, eu am fotografie acolo cu grochile de var, care s-au ars, înțelegi? Și nimeni nu a luat măsuri. Când s-a dus varul să iei, varul a fost arestat sub pelicul. La fața locului a fost de la am adus comisie, a fost de la procuratură. Uglea Mihai a fost aici la Trinca și a mai fost asta, cum asta, ca să constatăm cât s-a furat asta. A fost în 2019. Groapa de var este 4 zile, 5 zile s-a dispărut și eu am dat la procuror ca să vedem unii var. Procurorul mi-a spus, m-a dat de la 112 și ca să ne dea răspuns să vedem unii varul sub pelicul. Dar păi poliția și face. Unii poliția. Acum e varul. A fost sub pelicul și dat în stăpânire la poliție să iei măsuri. Până în prezent eu n-am răspuns, înțelegi, dar groapă și ai de bar. Doi ani s-a schimbat și guvernarea. Acum cât o să mai stăm cu primari ca Gudumac dacă avem guvernare nouă? Nu se găsește act de jocul lor, nu fac o schimbare, nu pun poliție de treabă, gardă, inspecție ecologică poliția, de treabă. Poliția nu dorește să lucreze, poliția nu vrea să lucreze, nici procuratura nu vrea să lucreze. Băi, nu vrea, că eu am mai multe socoteli de astea.
Înțelegi? Și nu vor să lucreze. Și fel de comisar el iese dacă nu cunoaște în construcții nimic. Eu l-am întrebat. Tu dacă nu cunoști în construcții, ce fel de comisar ești tu? Cine te-a pus pe tine comisar? Chiar la mine acasă am venit, am așezat un cachiol pe gaz. Gaz am așezat. Dar eu, dacă venisem din spital atunci, eram bolnav de picioare și am spus, băi, băi, au venit băieții, au dat ei oameni de sat, că-s băieți cu minți, lucrează bine. Și au venit la mine, au lucrat, înțelegi? Au lucrat. Eu cu dâns să fac contract. Nu vreau să fac contract, că noi lucrăm de aia cu firma. Și îți dăm citații, ne-au arasat documente, ne-au ratat tot, înțelegi? Că iau documente cu firma. Acazuți-a că ei pe mine m-au amăjit, în două zile le-am plătit 10.000 de lei. El are document și el are toate materiale, trebuie să aduc, înțelegi? Și că eu astăzi trebuie să fiu la băț la judecată, că iednița mi-a respins și așa merge înainte cum a fost, înțelegi? Și trebuie să merg la băț, înțelegi? La noi nu lucrează, organele nu lucrează, nu-i de jină, Maia Sandor e de jină, nu știu cine e de jină. Eu nu văd ca să iasă în ministrul justiției, să iasă ministrul de... Nu-i direct vinovată, dar are un partid care conduce guvernul, dacă nici cu un partid la guvernare nu poți face treaba, atunci... Pentru ce te-ai mai băgat domnule, în politică? Domnule, eu sunt membru partidului PAS. Eu am făcut și dau. Eu mă uit ce face. Nu vine. Eu sunt ministri. Sunt ministri care nu vor să-și facă datoria. Apără interes de hoțului. Așa cum Receanu o arătat, Dorin Receanu, o apărat în 2012. El a fost ministru de interne. Am vorbit 45 de minute la Iedniță, am fost invitat de dumneavoastră. Eu seara am făcut înștiințare la Ministerul de Interne și domnul Mireceanu m-a invitat dimineața și la ora 9 la poliție și am fost. Am vorbit 45 de minute. Să nu-l pui pe Colesnic, șef de post, să nu-l pui pe Alexandru Rusu, că ei au materiale false și dosare false au făcute și timpul este cât a lucrat aici. Poliția și procuratura au adus un șerp din defileu Trinca și 5.000 de cuburi de ceatră s-au furat din defileu. Înțelegi? Am documente tot asta. Și nu s-au luat nicio asta. Recean l-a pus pe Colesnic șef de post și... Acum eu am scris de treaba asta. I-am făcut la partid am făcut. Am rugat-o pe Natalia Gavriliță și am rugat-o pe Olesia Stamati să nu fie Receanu pus la post, că la doamna Maia nu putem răzbate eu să vorbesc. Dar am vorbit cu ăștia, să nu pui pe Receanu, să nu pui prim-ministru. Receanu este un culecar. Eu asta știu drept, că fiindcă a lucrat poliția cu dosare false atâția ani de zile. După Receanu a venit Pavel Voicu. Am grăjit cu Pavel Voicu, am făcut prin televiziunea din Bălț, am făcut materiale, am făcut tot, acum grăiesc cu tine așa, am grăit televiziunea 25 de minute la Iedriță. Am dat toate informațiile. Pavel Roceanu ne-a spus, Pavel Voicu ne-a spus că se facă de drept. Nu a făcut nimic. Am apărat oță și bandiță din poliție, crezi care au furat. Alexandru Rusu cu Colesnic Victor. Acum eu am mai făcut gălăgie, văd că Colesnic Victor l-a dat afară de la poliție, dar el trebuie și-i tras la răspundere cu dosare penale. Un aparat cu rachivul pe hoț, un aparat cu narcotica, un aparat cu toate este și am făcut eu informații toate la poliție. Eu ți-am spus că nu mă tem, dar nu vine nimeni să controleze faptele și e greu să duci, înțelegi. Am un colesnic, îmi că-i dat afară din poliție, dar el spune că 2 milioane am să dau, dar înapoi am să mă duc la poliție. El se uită la pahoanic, cine l-a făcut colonel? El l-a învățat zăoșnul la școală, cum se spune, înțelegi. El nu a fost un frecvență. Da, el fără frecvență. O fășem vară la Trinca și plătem, înțelegi, că vei oameni acolo, îi fășem materiale și îi da asta. El nu cunoște, el nu poate face un dosar. El nu poate face nimic. Și lucrează în poliție, dar el e colonel. Cine l-a înaintat? L-a înaintat aici de care a fost și l-a dat cu Leoașe. De atâta eu l-am invitat să vii la Iedniț și domnul Cernăuțanu, că el e șef pe dânșă și nu știu, am sunat zilele astea acolo, doamna secretară i-a transmis, mi-a spus și acum am sunat-o și domnul Petrovici i-a transmis la domnul Cernăuțanu și a spus că scărici. Dar nu vine nimeni. Iată, nu vezi,
Că este a venit amu comisarul de la Bălți, eu îi știu, Oleg, i-au venit rudele mele din Germania, au fost. Au venit la mine, au fost. Nănașă Mi-ai de comunie. povestit mata cazul acela, da, țin minte. Până în prezent eu n-am răspuns, înțelegeți? Încă a fost amenințat de băieți și ei care au făcut treaba și ei au luat 800 de lei de pe rudele mele și nu le-au dat document și eu am fost amenințat de, prin telefon de băieți și ei că dacă eu nu s-au adeveri faptele, ar să-i pui 1500 asta. Să mă amendeze cu 1500 de lei. Iată cum la noi lucrează poliția, cum lucrează procuratura, lucrează tăța. Să vezi ce chestiune am să am eu la băl să știu când am știu. Când mi-a dat avocata și mi-a spus, domn Petroș, zile este să-ți primești citații la băl la judecat. Și am să mă aduc acolo, dar răcnesc deodată să ne aducă de la procuratură, de la corupție. Corupția la noi e mai coruptă decât corupția asta. Auzi? Câte materiale, câte științări am eu la corupție de ani ăștia, de când eu lucrez activist, înțelegi, din poliția. Nu făcut niciun răspuns, nu i-a dat nimeni, că știți, nu răspuns. Ia că pe pânzare, ăsta l-a pus, a fost la Bălți șef. El a fost director la Bălți, înțelegi, l-a luat și l-a pus, zamul l-a pus la rusul Lilian, acolo. Am să mă rup și mă duc să-l întreb, înțelegi, că el tot așa, odată deodată a fost și când eu am făcut în științări, acolo, deodată au ridicat telefonul, dar pe urmă au pus toți că și mai mult nu. Iată acum anul trecut, în 22, primarul Gudumac a primit 1 milion de lei, nu știu, de la Plahatniuc, de la Dodon, drag știi de unde, și-a făcut gazificarea în Trinca, acolo Mahalaua lui, primarul. Fără proiect, fără nică. Și am înștiințat pe securitatea să aiște de la CNA, de la Băv, să vie, ca să controlăm. El a primit răspuns prin hârtie, ei că o să calculă tineri. Cum e regulă, măi, dacă ei n-au proiect, n-au nică. Cui au plătit banii? De unde banii îți veniți acolo? A fost o firmă de la Chișinău trimisă, de la Dodon, de la Plahotniu, nu știu de unde a fost. A venit firma și a lucrat și pe urmă eu am grăit cu băieții. Deși n-a spus la tăți gaz oamenii, ci noi am pus gaz la și care primarul ne-a dat hârtiei și care au vărtat Partidul Comuniștilor și Socialiștilor. Așa le punem gaz, dar așa nu prie. Și au rămas oamenii, când eu am sunat la gaz, o hăzeaistă să vii la gaz și fășem cu oamenii. Așa l-am răspuns, domn Petrov, și e 4 cetățeni care au rămas, nu au pus gaz, noi am să le punem gaz degeaba. Dar cum să le pui gaz degeaba? Eu nu m-am înțeles. Băiatul s-a dus, a luat hârtiei de la primar să ducă. Azi e 25, dar pe data nu mai. Numai, eu spun așa e dată când a fost anul trecut, când s-a dus omul la primar. Eu spun că a fost 25, 26 era scris i-a dat citanță, dar pe data de 25, dacă nu îndeplinește asta, acolo știi, o scris greșit. Citanță i-a dat-o pe data de 26, dar el trebuie să scrie pe 27. Dar el scris pe 25 în timp de 100, că dacă nu-i pune gaz, nu-i valabilă. Deci... Și am hârtiei este tăte și aici. Și Dumac și acum e cu socialiști și cu comuniști, că era cu PD, cu Plahotniuc. Da, tăți aici, tăți, primarul, el e cu asta. Am un primar așa spune. Că eu cu cine plătești, cu așa la măr. Acum i-au dat voie la magazinul lui Șor, vinde. El primește leafă de la Șor și magazinul care vinde aici, el primește bani de la dâns. Și nu e nimic. Nu cred că se demonstrează. Ai vreo dovadă că primește primarul Gudumac, băi, salariul de la Șor pentru magazinul acela? El primește, că numai când prim nou ne-a dat voie primarul, dar primarul a spus, cine plătește cu așa la măr, gata. Înțelegi? Poate plătește impozite, poate cine știe. Sau nu plătește impozite nicăieri. Primarul, cum ți-am spus, eu și-am declarat odată și totdeauna, primarul este un host și un bandit. O furat țara, o furat colhozul și o furat și acum timp de față. Ia ca drumul ăsta care merge pe lângă mine, 500 de metri, a fost de un kilometru, vreo 2 ani în urmă, trebuie să pui asfalt. El a pus asfalt înaintea casei de cultură. Acolo a pus. Și m-a dat 500 de metri, a pus în deal la școală, dar 500 de metri la noi, să vezi, tăt groți, unde trebuie să iei băcata asta pe lângă mine, să iei pus asfalt. Merg mașinile, asfaltul e crăpat, borțele sunt mari, borță în borță. Și atunci trebuie să vii să pui asfalt.
dar nu controlează nimeni, nu vine nimeni, nu face nimic. Am înțeles. Disciplina și oameni. Mulțumesc pentru mărturie, am înregistrat-o și o publicăm. Asta e, auzi, Oleg, democrația e bună, dar e slabă disciplina. Trebuie disciplina de întărit. Disciplina, eu îți spun, am vrut să mă duc, că ți-am spus că la Maia Sandu am scris scrisoare și o curat scrisoarea. Nu scrisoarea, nu a ajuns la dânsă. Scrisoarea nu a ajuns. Asta e o manieră, că e scris convertul licină în mână, direct în mână lui președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Eu acolo am numit, l-am numit și pe Receanu, am primit pe prim-ministru și pe ministru sănătății, pe doamna justiție. Eu am vrut, eu sunt membru PAS, eu am luptat pentru Maia Sandu ca el să devină și mi-a părut, înțelegi, cu o persoană care s-a ridicat. Nu s-a găsit un bărbat să ridice contra corupției. Dar s-a ridicat o mână de femeie care e s-a ridicat, înțelegi, dar nu poate fără un colectiv bun. Receanu, cum să îmbră și strigă, înțelegi? O fănit aici ca să ridice zarplata la ăștia, la miniștri. Dar și-au făcut miniștri. Întâi las să facă ministru, să vedem că el lucrează și poți să-i dai. Dar noi, țărani, că i-am votat, ce facem? Eu nu-i curăț de coajă, nici pe nimeni, nici partidul, nici nică. Eu mă duc amu, eu am și la președintele Parlamentului, am și la Maia Sandu și la ministrul Justiției. Ai văzut că eu am excon, mulțumesc pentru excon când i-ai dat, înțelegi, dar ai văzut câte excone am eu. Și la ministrul Justiției am, de la Maia Sandu am, și de la aici, ministrul, cum îi spune, învățământului. Auzi? Și mai mulți, la băieți jurnaliști, mai sunt acolo vreo doi la care am eu, care îi susțin și îmi place și fac ei, înțelegi. Dar eu nu mă răcnesc. Eu răcnesc și fac cu bani. Poliția, procuratura, ăștia nici nu se uită, înțelegi, și vor fac. În procuratură și ai de procurorii care au făcut procese verbale, ei trebuie să adă la dubală. Au văzut că n-au bani și să au bani, dar nu pot să-i declare și au făcut, să vezi, procurorii au fugit de la trei de la noi. Alu plângeau frate, au fost aici, tot procuror. Și au venit la mine să-i fac proces verbal, că eu nu dau plașă la poliție, înțelegi, eu nu-i dau plașă la poliție să lucrez. Fă-mă, e proces verbal, dar să-i faci tu, frate, tu, știi, dar tu ce-ai făcut în zeja vieții? Ce să-i faci? Pentru ce să-i faci tu? Eu fac în științare că a fost groapa de var sub peliculă și a dispărut de milioane de lei? Fă! Și eu de fugit. Procurorii nu trebuie să ocupe de dosare penale, ce îmblă procurorii spun amenzi? Măi, procurorii nu se ocup cu nică, nu vor să ocupe. A venit unul de la Glodei. Cum e? Pavel Pavlovici, parcă e așa, zice lui, Guida. Acolo, când m-am uitat pe internet, am văzut, înțelegi, cei mai mari banditism acolo, tot în Glodeni. L-a adus procurorul din Glodeni în Iedniță, banditul de procuror din Iedniță l-a dat, ca când afară de șede și îmblă pe acolo și șterge hainele de ușile și ele acolo, și l-a adus la Glodeni, l-a pus aici. Am un bășit de la Ibălți, care au fost cu benzele acolo, i-au adus aici. Dar și noi nu avem chiar băieți în poliție, nu sunt băieți la noi, la ei sunt băieți buni care poate schimbi ceva. Dar aici nu vor spune. Aici sunt clienții lor care îi aduc de la Chișinău, prieteni, și niște îi pun aici că se poate să-i apere și aleargă canarieșele după mașini și fac bani, înțelegi? Fac bani și transmit și la alții. Dar e departe, nu vine nimeni la Iedniță. Nu vine. Eu m-am săturat, înțelegi, eu nu mă tem, înțelegi, deși cum eu nu mă răcnesc, înțelegi, și rămân. Acă am să mă duc, îți spun, am să vezi, uneva pe la luna asta nu mă să prinesc leaba, că n-am și mă duc. Am să mai cheltui 500 de lei, am să mă duc. La Chișinău mă duc, dar nu am să vin, că ai să vezi acolo. Eu acolo am să declarez că am să mă duc la CNA, să declar pe domnul Riceanu, că i-a spus că nu a declarat nimic. Lor, adică eu răspund în fața legii. Lasă-mi vie Riceanu să dea declarație cu cum el a apărat hoți și bandiță. Și el a devenit amu prim-ministru. El n-are, el e la filat. Bandiță de la filat de acolo. Eu ca filat, înțelegi, eu am avut la Iedre și ți-am spus parcă o dată. Două legături de bani, înțelegi, cu șaluri de astea, plămâieți și erau ca frunza de nuc, înțelegi, legat. Un prițep de la Jigulin prim cu bani și nu m-am întins mâna să-l iau.
a spus că ei bani murdari, nu-i trebuie. Și așa l-au stuchit și au vrut înapoi, în safe de 1,80 m, era plin cu bani.